Am revenit în direct. Justiția noastră, cea de toate zilele, s-a reînființat Comisia Iordache, da? Florin Iordache, scos pe ușa din dosa guvernării la începutul anului 2017, a revenit în prim plan. El face legi, pritocește acolo pe la Comisia Juridică tot felul de modificări. Evident, a plecat Tudorel Toader pentru că nu a livrat ceea ce trebuia să livreze pe modificarea codului penal și a codului de procedură penală. Acum se ocupă Iordache în Parlament să facă respectivele modificări. Nu este foarte clar ce vrea să facă Iordache. Poate vom înțelege mai mult în minutele următoare. Haideți să vedem declarațiile, cum merge această comisie Iordache, da? Ce modificări, cum se operează acolo cu bisturiu mare, cu bisturiu mic, detalii, discuții despre justiție. Nu avea nicio legătură modificarea codului penal cu discuția pe legile justiției cu reprezentanții Comisiei la Veneția. De aceea nu am amânat discuțiile. Vom avea mâine dezbaterile în cameră și cred că mâine la ora 12 va fi și votul final, astfel încât să trimitem președintelui în cel mai scurt timp și aceste două coduri. Și spun foarte clar, în proiectele care vor fi înaintate președintelui, sunt numai articolele declarate constituțional, astfel încât cei care doresc să tergiverseze, fie că discutăm de reprezentanții opoziției, fie că discutăm chiar de președinte, o eventuală sesizare la Curtea Constituțională va fi respinsă după scaun, cum se spune. Singura modalitate pe care o mai are președintele este de a solicita o reexaminare. În reexaminare nu avem decât să îi le facem pachet, să îi le trimitem să le promulge. Până pleacă Parlamentul în vacanță, indiferent cât va tergiversa președintele sau opoziția, aceste două coduri cu articolele declarate constituționale va fi obligat președintele să le promulge. Da, președintele va fi obligat să le promulge. Doamna Gorghiu, ce vorbește astăzi, domnul Iordache aici? Sunt trei aspecte pe care vă rog să-mi permiteți să le subliniez. Subiectul legat de legile justiției și de codul penal și codul de procedură penală s-a epuizat astăzi, cel puțin din punct de vedere al comisiei prezidate de Florin Iordache. Sunt câteva concluzii. 1. În mod cert, această comisie nu și-a atins obiectivul. Dacă vă uitați în hotărârea care reglementează comisia specială, o să vedeți că ea trebuie să transpună directivele de la nivel european în legislația internă. N-am transpus nici prezumția de nevinovăție, nici confiscarea extinsă, nici măcar deciziile Curții Constituționale din România în integralitatea lor în cod. Și atunci cu ce s-a ocupat? Dintr-o dată s-a ocupat cu articularea unui cadru în codul penal și codul de procedură penală, repet, care să fie favorabil unui grup restrâns. Pot să intru și în detalii. Însă dacă trag linie la final de zi, avem așa, un cod penal și un cod de procedură penală care nu pun în atenție victima, ci pun în atenție infractorul, un cod de procedură penală și un cod penal care sunt făcute după chipul domnului Dragnea. Eu am spus așa, domnule, puneți-l pe domnul Dragnea să spună ce articole vrea, ca să nu vă mai chinuiți 2 ani de zile să vedeți cum ne ascundem după viși și cum mergem până la ploiești să rezolvăm acest cod penal. În privința acestor legiferări, trebuie să-i răspund și candidatului PSD pentru Parlamentul European cu niște precizări. Și eu, credeți-mă, eu înțeleg, domnia sa a sunat peste tot, și la Departamentul de Stat și la ambasadă, important e să-și răspundă cineva și să-și dea feedback, să reacționeze. Partea pe care Partidul Național Liberal a făcut-o, nu pentru că ne ardea foarte tare să facem sesizări pe la Consiliul Europei, pe lângă adunarea parlamentară de pe lângă Consiliul Europei, Comisia de la Veneția și așa mai departe, ci pentru că PSD de 2 ani de zile ne spune așa, dom'le, ce sens are să apelăm la experți internaționali în domeniul penal, câtă vreme l-avem pe Iordache, pe Nicolicea, pe Șerban Nicolae și alții, Rădulescu sau Răducanu, cum îl cheamă Rădulescu, pe domnul care a intervenit, și alții. Evident că din acest motiv, 80% din sesizările pe care Partidul Național Liberal, mult hulit de colegul de platou, pe care le-a făcut la CCR, au fost admise și, grație nouă, spun eu, am putut să modificăm, să corectăm o grămadă de aberații inserate în legi de oameni care nu rezolvă problema pe baza unor studii de impact, pe baza nevoii sociale, pe baza nevoilor justiciabilor. Și doi,
am reușit să sesizăm de două ori la rând un lucru fără precedent, pentru că lumea nu prea se joacă cu sesizări venite de la partide politice dintr-o țară europeană. Sunt foarte serioși și analizează în mod temeinic aceste sesizări. Avem o opinie a Comisiei de la Veneția cu recomandări pe codul penal, codul de procedură penală. Întreba domnul Iordache ce va face cu ele. A ridicat așa frumos din numerii domniei sale, evident că nu le-au transpus în legile pe care mâine le vor vota cu majoritatea pe care o au la cameră. Eu am dubii că se va realiza acest vot mâine în condiții, în parametri corecți, pentru că e lege organică, amândouă lege organice și dânsii nu mai au majoritate în Camera Deputaților. Și ultimul aspect pe care vreau să-l discut cu dumneavoastră este legat de această restructurare. Îi văd pe toți spunând: a, păi stați un pic, facem restructurare. Oameni, nu uitați, procedura prevăzută de lege este următoarea. Primul ministru trimite propunerea de restructurare. Nu se face mâine din două motive. Unu, n-a venit această solicitare din partea primului ministru. Către Parlamentul României. Exact. Da? Și ghici-ghicitoare de ce bună nu? Precizare. Doamna Dăncilă trebuie trimis să ceară Parlamentului, da? Doamna Gorgiu. Foarte corect această restructurare. Exact. Da. Unu, da. N-am avut ca atare pe cale de consecință nici birouri permanente reunite, nici nu am avut comisii care să audieze miniștri, că asta e procedura, și nici convocat plenul reunit. Mai pe românește, dacă doamna Viorica dacă nu vrea, semnează, nu se întâmplă. Nu poți se să iasă întâmple, domnul punct. Rădulescu la televizor și să o preseze, să o șantajeze, să o amenințe, să o facă în fel și chip cât vrea. Dacă primul ministru al României, singurul, având în dreptul său acest atribut al sesizării Parlamentului cu reorganizarea, cu restructurarea, nu o face, nu se va întâmpla. Rămâne cu interimatul 45 de zile, poate între timp PSD dă, nu știu, se gândește, se răzgândește și vine cu alte propuneri de miniștri, dar până primul ministru nu vrea să trimite această propunere în Parlament, nu se întâmplă nimic. Săptămâna aceasta pune cruce pe povestea de la PSD că se întâmplă reorganizarea în Parlament. Eu cred că nici săptămâna viitoare acest lucru nu va fi realitate, dar este pe sistemul între ei și o vedea. Dați văzut nuanța, doamna Gorgiu, și foarte important pentru telespectatori. Cătălin Rădulescu a spus că mâine biroul de conducere al PSD, da, CEX-ul PSD, va vota restructurarea. Și vor avea o decizie politică și se vor duce la doamna Dăncilă și vor spune, Dragnea și șefii din PSD, să faci restructurare. Faci astăzi scrisoare către Parlament. Și acolo este cheia. Ce se va întâmpla săptămâna viitoare? Doamna Dăncilă va respecta decizia partidului și decizia lui Dragnea de a trece prin Parlament restructurarea guvernului sau va spune nu? Și dacă va spune nu, ce se va întâmpla? Scenariul Lindeanu, scenariul Tudose sau alte tipuri de scenarii, domnule Terheș? Pot să vă răspund eu rapid, foarte pe scurt. Are dreptate doamna Gorgiu, doar că acea scrisoare nu s-a trimis și acea propunere de restructurare din partea premierului, întrucât, așa cum vă spuneam, s-a tatonat înainte, căutându-se, numărându-se parlamentarii. Păi nu le-au ieșit. Și atunci n-au vrut să facă de râs, că era culmea culmilor să vină cu restructurarea și să nu întrunească quorumul în situația asta. Plecă de guvernul, domnule Pașcal, și mai mult decât acasă. Atât, vă răspund și pe săptămâna viitoare. Săptămâna viitoare, zi lucrătoare ar fi doar ziua de marți, dintre ziua de Paști și 1 mai, și s-a stabilit deja că nu se va lucra săptămâna viitoare. Prin urmare, nu se va întâmpla absolut nimic. Vorbim eventual... Nu săptămâna viitoare, săptămâna cealaltă. România mereu miraculoasă. Știți, domnule Terheș, că avem aproape două săptămâni de nelucru în România, ca să spun că nu sunt neapărat zile libere. Așa, formal, este două săptămâni de nelucru. Așa, deci pare. De mâine, da. De poimine, România se cam închide, ne vedem peste vreo două săptămâni. Da, pentru cineva care a trăit peste 16 ani în afara României, lucrul acesta e cumva surprinzător, dar se pare că asta acesta e modul de lucru în România, personalul dezavuez. Păi bun, asta se întâmplă, De ani de zile s-a făcut lucrul acesta, repet, e o opinie personală, dezavuez genul acesta de sărbători continuu. Să facem o concluzie pe justiție. Dumneavoastră sunteți observator, comentator, acum sunteți candidat al PSD. Cum credeți, și sincer vă întreb chestia asta, cum vedeți închiderea acestei dispute interminabile care ține de 2 ani și jumătate în România pe tema justiție, generic vorbind? Foarte că noi simplu. În țara asta, v-am spus și în pauză, dacă vreți să deschidem subiectul autostrăzilor, al spitalelor regionale,
al școlilor care au toaleta în curte în România și unde copiii de 3 ani mor în haznale, în această guvernare PSD, deschidem și subiectele astea. Dar pe justiție, dumneavoastră, cum vedeți odată pentru totdeauna închiderea acestui subiect? În primul rând, e necesar să se admite că există o problemă foarte gravă în momentul de față în justiție. Doamna Gorghiu vorbea despre fel și fel de analize care s-au făcut înainte. S-au făcut astfel de analize în momentul în care s-a introdus nouul cod penal și nouul cod de procedură penală. Și dacă vă uitați, din 2014 până în prezent, sunt zeci, dacă nu sute, de articole din respectivul cod declarate neconstituționale. Vorbiți cu experți în drept, cu judecători, cu procurori, cu avocați, toți merg, dacă vedeți și prin instanțe, cu o geantă plină, pe de o parte au în mână codul de procedură penală și geanta plină cu fel și fel de decizii ale CCR în încercarea de a desluși ceea ce este în cod. E foarte corect ce spuneți. Prin urmare, există o problemă. Păi de ce n-am făcut asta din ianuarie 2017, domnule Terghiș, deci când a ajuns la guvernare, Cioloș a dat ordonanță de urgență exact. Într-o noapte și a modificat 100 de articole din codul penal. Deci avem o problemă în momentul de față. Și de grațiere în ianuarie 2017. Asta este problema. Cum deci există o problemă de 13 despre ce era? Există o problemă în momentul de față în justiție. De partea cealaltă, de fiecare dată când a încercat să se rezolve respectivele probleme, discuția a fost scapă Dragnea. Deci propunerea pe care eu o fac și am văzut că și domnul Dragnea era de acord cu asta. Să vină PNL-ul cu o propunere să spună, domnule, modificările la codul penal și de procedură penală nu îi se aplică lui Dragnea. Deci dacă scoatem subiectul Dragnea din această discuție, putem ajunge la un consens. Că există o problemă în justiție. Oameni sunt nenorociți. Oameni mor în cadrul urmăririi penale. Se încalcă drepturi și libertăți fundamentale. Situația în închisori este cum este. Ieri, de exemplu, a fost achitat definitiv domnul Tăriceanu. Zi de zi, săptămână de săptămână, descoperim astfel de abuzuri care s-au întâmplat în justiție. A ieșit șeful inspecției judiciare să vorbească despre mii de magistrați urmăriți de către DNA. Acestea sunt probleme. Din păcate, de fiecare dată, probleme care afectează oameni de rând, români, a căror drepturi ar trebui să fie garantate de către statul român. De fiecare dată când vorbim despre aceste probleme, vine opoziția și spune, păi scapă Dragnea. Domnule, repet, face să vină cineva care e membru în Parlament cu un amendament și să spună... Și mai și faceți. Păi nu o să spun. Să vină cineva cu un amendament. Dacă la Curtea Constituțională va pica de vreo 3 ori ultimul cod pe modificări aberante despre care vă spunem, nu corespund directivelor, nu corespund standardelor europene, nu corespund niciunui criteriu de bun simț și curtea aia care în mare parte... are privilegiați susținuți de PSD. Vă spune, dom'le, de la A la Z, da, ultima dată vreo 7-6 de articole sunt declarate neconstituționale pentru că sunt atât de ofensatoare și atât de sfidătoare la... Dacă curte privilegiază PSD, n-ați mai câștigat dumneavoastră PNL la curte. Ascultați-mă ce vă spun. Pe chestiuni tehnice, oamenii ăia n-au cum să spună PSD are dreptate calbui, pentru că tot sistemul judiciar vine și spune, domnule, greșiți. Comisia Europeană vine și spune, domnule, e o greșeală, nu respecta standardele în materie. Vine Comisia de la Veneția, vine ambasada, vine Departamentul de Stat unde sună domnul candidat, vine toată lumea și spune același lucru. Vine Timmermans, care este idolul PSD. Tot ce înseamnă oficial UE, expert internațional în politici publice. Și la final PSD spune dacă prin candidați, nimic nu e corect. De fapt, spuneți domnului Terheș și spuneți și lor de la PSD, domnule Terheș, angajați-vă niște profesioniști care știu și carte al naibii și după aceea modificați. Dacă propunerea la justiție e poliția, ce să fac? Poziția doamnei Gorghiu e surprinzătoare. Sigur. Vedeți? Dânsa vorbește de fiecare dată când vine vorba despre un oficial străin. Domnia sa are impresia că mergi acolo pentru a intra la un oficial străin, trebuie să mergi să te guduri pe lângă o firmă de lobby să intri. Eu vă spun n-am plătit nicio firmă de lobby. Am făcut o sesizare și am ca cetățean american, ai acest drept de a suna absolut orice oficial străin în cazul de față american și să-ți răspundă la întrebări. M-am folosit de acest privilegiu pe care l-am, de a suna... Doar că nu v-a prea răspuns. Dar tocmai asta bune, a fost. Sănătate. Pentru că unii se raportează la ceilalți și atunci când intri la facts, la fapte, nici Comisia Europeană, nici o ambasadele străine n-au putut să vină cu un singur articol din aceste modificări care încalcă
independența justiției. Vă l-a comunicat. Pentru că e foarte ușor să te folosești când o parte din presă spune că se încalcă independența justiției. Îți vine o parte din asociațiile de magistrați care spun același lucru, o parte din clasa politică care spun același lucru. Eu am tot spus în perioada respectivă și am scris... Spun că ești beat, ai o problemă. Domnule, eu sunt de principiu că ai nevoie de argumente ca să vii, că așa de spus e foarte ușor. V-am dat un exemplu concret. Dacă citiți engleză, uitați, eu vă dau o corespondență pe care am avut-o cu Comisia de la Veneția, cu secretarul Comisiei. Să vedeți cum s-a ajuns ca însăși Comisia de la Veneția să recunoască că în raportul preliminar al legilor justiției s-au comis erori, luându-se după oficialii români cu precădere PNL și USR, trebuind ca raportul final să fie modificat. Și pe lângă faza cu netemeii... Aveți o probă la acest sens? Aveți o probă? Numai o secundă. Pe lângă faza cu netemeinicia, vă mai dau un exemplu. O altă prevedere în raportul... Recomandările din raportul Comisiei de la Veneția pe care îl invocați acum, cele două opinii ale Comisiei de la Veneția, că spuneți că în raportul prealabil ați făcut dumneavoastră corecturi, mă bucur că ați făcut, raportul e devastator la final pentru legile justiției și pentru PSD. Întrebarea mea este următoarea. Dumneavoastră, ca cetățean român, ca cetățean al Statelor Unite, care în mod normal spune că recunoaște expertiza pe care o furnizează niște instituții europene sau neeuropene, cum le vreți dumneavoastră, dar niște experți, care cunoaștem totuși profesionalismul unor oameni, spuneți că ar trebui implementate în legislația internă recomandările unor experți internaționali sau nu? Păi lăsați asta, că sunt vreo 6-7, de exemplu, desfințarea secției pentru magistrați, care în opinia comisiei, numai puțin să termine întrebarea, vă rog, dacă îmi dați voie. Și Comisia Europeană, și Comisia de la Veneția, experți interni, tot ce înseamnă asociații din sistemul judiciar, Greco, toată lumea spune același lucru. Această secție specială pentru anchetarea magistraților este inoportună pentru că pune presiune pe magistrați. Dar DNA-ul n-a pus presiune pe 3.000 de magistrați. Că intrăm pe terenul meu de expertiză, ca să spun așa. Pe când DNA-ul avea secție specială în DNA de anchetarea magistraților și 3.000 de magistrați au fost anchetați de DNA, atunci secția era bună? Când doamna Chioveși decidea ce magistrat poate fi anchetat în România, judecător sau procuror, era bine? Vă răspund. DNA-ul de ce avea secție specială în interiorul DNA de anchetă a magistraților? Știți cum se făceau numirile pe acei procurori la momentul respectiv și pe șef? Nu erau puși de ministru Toader la ordinul... Nu, îi punea CSM-ul semnat de președintele României. Doamne, continui selecția șefilor de parchete, da? Care făcea anchete de 3 lei, da? Că dacă procurorul propus de alt procuror are o problemă, asta nu înseamnă că implicarea politicului spală. Doamna Gorghiu, aceeași mizerie, Chioveși își punea prietenele la secția de investigare. Eu nu am nicio dovadă, dacă și asta la, și dovadă... Toader a pus-o pe Adina fără la secția asta opinia specială. Opinia mea este următoarea. În momentul în care există nu realitatea implicării politicului, suspiciunea implicării politicului, de dosare de magistrat la DNA. Atunci câte veți avea acum pe secția specială? Cu zecile. Și presiunea exercitată de această judecată? Secție fac 3.000 de dosare, fi... stau cu fundul pe dosare, cum zicea doamna Chioveși, fac 3.000 de dosare la magistrat, le țin la DNA. De ce le țin? Păi dacă faci dosar, trimite-l în judecată sau clasează-l. Suntem perfect nu de acord. Ține dacă faci un dosar, de ce ții 3.000 dosare în fișete cu magistrați la DNA? Eu zic să o întrebăm pe doamna Chioveși dacă știe ceva de aceste dosare. Eu n-aș paria pentru declarațiile pe care cei de la conducerea acestei direcții le fac, pentru că inadvertențele față de cifrele reale s-au dovedit nu odată. De la inspecția judiciară, nu alt de la om nesuspectat de partipriuri. Că știți bine că nu odată s-a întâmplat ca presa să scoată mizeria de sub preș cu privire la mulți din aceste instituții. Miile de dosare de deschise principiu pe numele magistraților sunt fapte, nu sunt opinii lui Netejorul. Ne place sau nu ne place Netejorul, ne place sau nu ne place Chioveși. Putem să revenim la un Chioveși, principiu. Când era la DNA, da, a făcut mii de dosare judecătorilor și procurori din România. Din alea mii de dosare deschise la nu DNA, au trimis în judecată sub 1%. De ce faci dosare de și le ții în fișete la DNA pe numele judecătorilor și procurorilor? De ce le faci? Dați voie să vă răspund o secundă. Mă folosesc de dreptul la replică, dacă îmi permiteți. Nu vreau să vorbesc în numele lui Chioveși și nu știu dacă cifrele pe care le invocați sunt cele reale. Nu știu dacă sunt dosare ținute în nelucrare sau nu. Dacă sunt, să vadă inspecția asta mult invocată ce s-a întâmplat cu ele, de ce nu s-au respectat termenele, de ce nu au fost trimise în judecată și să fie răspunderea magistratului reală. Dar doi,
Vreau să duc discuția la nivel de principiu, să vă întreb un lucru. Preferați un sistem de numire a magistraților care să implice mai mulți factori de decizie, de preferat CSM-ul cu factor preponderent, sau preferați această propunere pe care PSD-ul a patentat-o în spațiu public și a legiferat-o, și anume CSM-ul rol decorativ, consultativ, președintele rol consultativ, cel care contează să fie ministrul justiției. Eu prefer reforma lui Cristian Diaconescu din 2004, înainte de a intra în UE, când toate numirile erau la CSM. CSM-ul trebuie să decidă. Iar a venit doamna Monica Macovei în 2005, a mutat numirea procurorilor șef la președintele României și la ministrul de justiție, și avem de 15 ani zaveră și scandal în România pe numirile din justiție și pe toate temele conexe. Da? Pentru că se bat politicienii cine să fie șef la DNA, procuror general. Pentru că în România, doamna Gorghiu, cine a pus șef la procuratură a dat tonul dosarilor penale în România. Adică ăla care a pus șef a spus, bă, execută-l pe ăla, execută-l pe ăla, fă-l pe ăla, bagă-l pe ăla, da? Scoate-l pe ăla. Dar asta este adevărul, doamna Gorghiu. Suntem cu două parchete, parchetul general și DNA, care n-au șef în momentul ăsta. Evident. Evident, pentru că nu se înțeleg politicienii pe cine să pună. Da, asta este problema. Eu știu ce să zic, e o procedură care n-a dat roade la domnul Toader. Acum am o întrebare scurtă pentru doamna Gorghiu. Sunteți avocat cumva? Suspendat, da. Deci, avem de față o persoană care practică sau a practicat dreptul. Și demonstrează, poziția dânsei demonstrează încă o dată... Și carența... apărarea și a practicat cu succes, doamna Gorghiu. Demonstrează încă o dată carența care există în modul cum se predă dreptul în România după căderea comunismului, că nimeni nu vorbește despre ceea ce s-a întâmplat în justiția românească înainte de 89. Domnia sa, doamna Gorghiu, spunea că... Aveam 11 la revoluție. Eu vorbesc de modul cum se predă dreptul, nu de dumneavoastră în particular. Nu, dar spuneați de comunism, general. E o perioadă pe care nu... Nu, de, eu vorbesc de modul cum ce s-a întâmplat în justiția comunistă și modul cum se ignoră datele respective în modul cum se predă dreptul astăzi. Dumneavoastră a spus că cei de la secția specială sunt numiți de către sau ministrul justiției are un impact în numirea respectivă. Total fals. Numirile se fac de către CSM și numai de către CSM. Este singura structură de parchet în momentul de față care nu are absolut nicio implicare politică. Dovadă stă inclusiv sesizarea PNL-ului la CCR în momentul când s-a făcut legea respectivă în care s-a înființat această secție, spunându-se că este prea independentă. Al doilea lucru. Dar un răspuns totuși la întrebarea mea l-aveți? La care? Că de vreun sfert de oră evitați răspunsul. Dacă recomandările Comisiei de la Veneția credeți că trebuie transpuse de peste Eu v-am întrebat punctual. Care recomandare? Pentru că ceea ce mi-a spus dumneavoastră nu există recomandare. De ce evitați? Tocmai la nivel de principiu, dar de ce evitați? În general, recomandările Comisiei de la Veneția ar trebui transpuse de acest guvern. Vă întreb punctual. Care recomandare? Nu răspundeți la întrebare. Păi da, vă întreb punctual. Recomandările Comisiei de la Veneția trebuie transpuse în legislație de PSD. Punctual. Care recomandare? Dacă îmi dați recomandarea concret, pot să vă metez deci pe seama ei. Domnul Pașca, care recomandare și cine ce recomandare face? Haideți să vă întreb să-mi spuneți concret despre ce recomandare. Pare rău, candidatele europarlamentare nu poate să dea un răspuns onest de frica domnului Dragnea. Dumneavoastră, doamne, nu sunteți turasta candidat, e domnul Terheș. Să intrăm în fondul problemei, care este unul mai complex. Deci, în situația aceasta, avem și actualmente vreo 100 de situații de neconstituționalitate constatate de curte de aproape 3 ani de zile, care n-au constituit urgență și nu s-au încadrat în cele 45 de zile de urgență pe care le evocă acum și le invocă PSD. Aici, absolut întâmplător, dezincriminarea parțială a abuzului în serviciu și reducerea termenului de prescripție îl privește exclusiv pe Liviu Dragnea. Și se încheie cu asta dosarul Bombonica. Așadar, n-am ce comenta. Și pe alții, aș vrea să vă spun puțin că sigur, și alții au aș vrea să vă spun mai departe, de prescripție, da? Dincolo de problemele care există în justiție, să vedeți că sistemul în sine este unul cât se poate de sulfuros. Și vă explic de ce. Cele 1500 de situații sau mai multe de magistrați care au fost cercetați de DNA, cărora li s-au făcut dosare și din rândul acestora doar o mică parte au ajuns să fie într-adevăr transpuse, să ajungă astea în instanță. Fapte, cum spune domnul corect, Tenis, sunt fapte, sunt mari probleme, dar gândiți-vă, duceți ideea până la capăt. Sigur că a existat totdeauna o competiție între procurori și judecători, între magistrați, care să prevaleze, care să aibă forță și să-l țină pe celălalt înghesuit sau să-l țină în corzi. Și vă spun mai departe, dacă mergeți pe firul logic al faptelor, veți vedea că în situațiile respective de sute sau mai bine de magistrați cercetați, au primit practic acel aviz
pentru filaj, pentru urmărire operativă, tehnică, etc., prin intermediul colegilor lor. Și aici este o mare problemă. Da, da, de la aceiași curte, judecători... Un colegi puțin de la înalta curte, o grupare restrânsă, nu orice judecător exact, din România dă mandat. La care ajungeau cu dedicație. Chestie, da? Vă dau un exemplu fără să dau nume. DNA are un dosar, da? Și este în instanță cu un dosar la Curtea de Apel București, de exemplu. Și același DNA cu secția specială din DNA care investiga magistrații, da, îi dă o citație judecătorului care trebuia să judece dosarul DNA și îl cheamă cu 3 zile înainte de proces la DNA. Dom'le, avem și noi o plângere. Avem și noi o plângere pe numele dumneavoastră. Ne uităm aici. Nu e așa că peste 3 zile aveți un dosar să-l judecați, dosarul nostru, colegii noștri de la DNA? Uitați-vă și dumneavoastră cu atenție acolo, că să nu faceți o greșeală, că noi avem aici o plângere. Așa da? Este. Și asta o mică precizare. Procurorii de la secția asta specială a Dinei Forea, secția asta specială munculită, nu sunt propuși de ministrul justiției, ci de CSM. Secția... Ca să închidem mica paranteză. Se duceau așa, într-un fel sau altul, să se impună unii față de ceilalți, să-i aibă la mână și dacă e să urmăriți firul logic, veți vedea că acele mandate de interceptare, de ascultare, de filaj, de etc., urmărire operativă, ajungeau la aceiași judecători. Să vă întrebați mai apoi ce aveau ei în spate, ce dosarele erau făcute, de ce se duceau la aceeași, le aprobau, fără a exista în dosar probele necesare care să justifice un asemenea demers. Deci admiteau colegii lor să fie interceptați și cunosc un caz, și nu numai unul, dar unul sigur, un judecător care a fost urmărit 6 ani de zile și fără a ști acest lucru, 6 ani de zile. Și mai apoi a venit documentul că a fost scos de sub urmărire penală și că în perioada respectivă... Domnul Pașcan, e corectă informația? Nu poți fi ascultat 6 ani. 6 ani a fost dacă urmărit operativ... Dacă ești terorist, dacă ești ceva cu atentat la siguranța națională, Constituția României, chestii aici a fost rolul acestei secții, că în momentul în care s-a înființat și legea a obligat ca toate dosarele care erau deschise pe rolul parchetelor să fie trimise la această secție, s-au închis dosare... cu duiumul. Și astfel au aflat foarte mulți magistrați, de exemplu, că erau urmăriți cu ani. Adică, într-o concluzie, da, domnule Năstire, nu putem în orb să mergem declarativ, principial și declamativ. Noi susținem justiția, justiția este infailibilă, totul este perfect, nu avem decât să rostogolim acest sistem de până acum, fără să-i vedem marile hibe și probleme și să încercăm să le corectăm. Dar nu în acest fel. Nu cu dedicație, nu pentru cauze care țin de condamnați penal din politică și ei să-și facă legi pentru a se salva și a dar se vedeți, favori. Dar vedeți, dumneavoastră sunteți da? un singur deci, comentariu mai vreau să fac. Domnul Tereș, vreau să ascult și opinia lui Dan, ne-a ascultat cu mare atenție. Am tăcut deci, inteligent mai bine de jumătate de emisiune, deci puteam juca dar, rol de ficus 2010, fără 2010 predoiul modifică codurile penale. Vine USL-ul în 2012, mai modifică ăștia, scandalul cu Marțea Neagră. O ținem într-un bâlci de aproape 10 ani, Dan Bucura, cu coduri penale, cu justiție, cu procurori. Când se termină odată nenorocirea da, asta? Și cred că convine tuturor. Convine și unora care acum stă în opoziție, convine și elora care sunt la putere. Pentru că, cum ai zis foarte bine, în loc să vorbim astăzi, de exemplu, despre faptul că românii prostiți de ministrul finanțelor s-au îmbulzit la începutul anului să ducă să-și plătească taxele și impozitele ca să ia un amărât de 5% discount, și le-a spus Teodorovici scurt, nu vă dăm niciun discount fraierilor că nu-i prevăzut în buget, dar v-am luat banii. Dar pentru că aceiași români de care vorbim, cu 100 de lei dată de guvernul Dăncilă Dragnea recent, cumpără mult mai puțin decât cumpărau acum 2 ani sau acum un an cu 50 de lei. Astea sunt realitățile. Și noi vorbim despre cum vor corecta ei justiția noastră. Hai să spun eu cum vor corecta ei justiția noastră. O vor corecta în felul următor. Au venit cei de la PSD cu un discurs extraordinar de populist și pompieristic, așa pe de altă parte. Dom'le, vrem 10.000 de români abuzați să fie recompensați până la urmă. Dom'le, care să ia 10.000 de români? Că de când a început circul ăsta de 2 ani vorbind de justiție, singurul derapaj corectat în viziunea lor, că eu nu cred că a fost, a fost rezolvarea unor dosare de la Curtea Supremă la completurile de 5.
Păi acolo sunt zeci de mii de oameni? Nu, acolo sunt o mână de escroci politicieni, mare parte condamnați, de infractori. Ăia sunt acolo. Asta a fost rezolvarea lor a justiției. Au făcut-o așa zisă legea răspunderii magistraților. Doamne ajută, când am văzut că cineva vrea să dea o lege de genul ăsta. Au dus-o pe la Parlament, au amușinat pe birou, zace la comisii. Nu e nicio lege a răspunderii magistraților. Deci pe cine vor să tragă la răspundere? Scuză-mă, pe aia pe care îi schimbă și să-și pună painor? Plângea Tăricianu ieri, domnule, e un abuz. Nu există lege ca să fie sancționați magistrații. Și cu povestea asta cu torționarii, mă ia capul când o aud. Domnule, vreți să înlocuiți torționarii dumneavoastră cu torționarii lor? Pentru că altfel nu poți să-mi spui că e normalitate, că ai creat o secție de tipul secției speciale și care face exact aceleași lucruri bolnave pe care noi le înfieram pe vremea lui Coveșii. Îl chem pe om de ziua lui, când știi că trebuie să plece de la scara avionului, de îl iei când are nu știu ce. Da, n-a fost corect ce a făcut Coveșii și când noi presa spuneam că e incorect, șefii dumneavoastră, domnul Terheș, hrăneau statul ăla perpendicular și paralel cu șoric și vin scump. Mă îndoiesc că dumneavoastră din presă a spus lucrurile acestea în 2014-2015, că dacă vorbeați, cadou, dar până vă îndoiți, dacă ați fi spus lucrurile acestea, da. Astăzi România nu era în această situație. În 2015-2016 tot din presă ați aplaudat lucrurile acestea. Noi le-am spus când le-am aflat, pentru că pe noi nu ne-a interesat. Le-a știut mai bine ca oricine și-a făcut în fața acestor abuze. Nu pe noastră, pe dumneavoastră partidul. Vardea la dosare și de-aia țipați ca din gură de șarpe. Noi ne avem probleme penale, le-am spus când le-am înțeles și le-am realizat. Da? Când au ieșit la suprafață, nu puteam să spunem, să plângem pe umerii unor penali, că pur și simplu îi lua dimineața la șase. Mă bucur că dovediți încă o dată că ați ascuns adevărul de cetățenii acestei țări despre faptul că li se încălcau drepturile și libertățile. Despre asta e vorba. Acum, dacă nu înțelegeți românește ce am spus, am spus că le-am spus când le-am aflat. Păi ce adevăr i-a ascuns dumneavoastră? Nu înțelegeți românește? Le-am spus când le-am aflat. Vreați să le spunem când nu le știam? Nu, ați spus mai înainte, că le-ați aflat, dar n-ați vorbit despre ele pentru că erau politicieni implicați. Vă mai repet, le-am spus când le-am aflat, nu când le simțeați dumneavoastră că vă lua dimineața la 6 de la partid și era rău. Domnule, în 2014, eu din Statele Unite am aflat prima dată despre aceste abuzuri. De unde ați aflat? Tocmai de la cineva din justiție. Un an de zile am cercetat pe cont propriu această, că am fost și aici, dacă țineți minte, în 2016-2017 în emisiune și am vorbit despre aceste lucruri. Un an de zile am cercetat subiectul acesta pentru a mă asigura eu că e adevărat. În 2015, când am revenit în țară, am vorbit cu toți jurnaliștii care scriu pe justiție. Unde e legea răspunderii magistraților? Unde e legea răspunderii magistraților? Ați rezolvat niște infractori la completurile de 5. O mână. Gata. Pentru restul românilor, zeci de mii aia de care țipă Codrin, Nicolicea și toți la televizor, ați făcut ceva? E o lege a răspunderii. Evident că există o lege a răspunderii. Unde? Legea 53. Nu e adevărat. Nu vă spun eu că nu e. Păi legea respectivă a fost contestată tocmai de doamna de partidul doamnei Gorghiu. Domnule, puneți-vă pentru legea aia, nu pentru alte porcării. Domnule, s-a trecut deja în legea 303, există deja prevederea privind răspunderea magistraților, a fost contestată de PNL și de USR și a trecut de Curtea Constituțională. Justiția noastră în locul justiției lor. Total fals. Dumneavoastră nu... Stați puțin, acum avem o lege în vigoare a răspunderii magistraților, da? Cum să nu? Uitați-vă în legea 303. Doamna Gorghiu, e corect? E o procedură care, din punctul meu de vedere, nu va produce efectele pe care ni le dorim. Și anume sancționarea magistratului cu rea credință. Păi vă spun eu ce spune recomandarea, de exemplu, a Comisiei de la Veneția. Vă dau textul cu citat. Și spune așa. Să se suplimenteze prevederile privitoare la răspunderea materială a magistraților, precizând explicit că în absența relei credințe și sau a grave neglijențe, magistrații nu sunt răspunzători pentru o soluție care ar putea fi contestată de o altă instanță, să amendeze mecanismul pentru acțiunea în regres. Credință? Cine hotărăște rea o credință? Instanța o hotărăște la momentul acesta, numai că, din punctul meu de vedere, așa cum am menționat și în comisie și, sigur, colegul nostru de platou a remarcat intervențiile mele din comisie, este un mecanism care nu va produce rezultatul scontat și anume nu vei vedea răspunderea materială a magistraților printr-o hotărâre constatată. Vă mulțumesc pentru sinceritate, pauză comercială. Cu alte cuvinte, da, ca să sintetizăm în 10 secunde, dragi telespectatori, cu alte cuvinte, un procuror poate să bucteze, poate să trântească un dosar, poate să facă o nenorocire și să nu pățească nimica. Asta este rezultatul, cum spunea Dan Bucura, a gargarei pe tema justiției de 2 ani și ceva, de 3 ani, de 5 ani de zile. Că facem, că dregem, că reparăm abuzurile, injustiția, lucrurile care nu s-au întâmplat în regulă. Acum, în timp ce vorbim, un procuror poate să facă nenorociri și nu răspunde în fața nimănui. Pauză și revenim.
Ministrul Eugen Teodorovici îi bonifică prin măsuri fiscale numai pe datornici și pe răuplatnici, cărora le va acorda amnistie fiscală de luna viitoare. În schimb, pe românii buni platnici îi trimite degeaba la sediile fiscului să își achite taxele și impozitele la timp. Depunerea declarației unice 112 în termen și plata integrală a obligațiilor până în iulie anul trecut nu le va aduce promisa bonificație de 5% cetățenilor, așa cum promitea ministrul Teodorovici anul trecut. Ne gândim chiar la un mecanism de a stimula plata în cursul acestui an. Ministrul spunea în 2018 că depunerea declarației unice online și plata integrală a obligațiilor fiscale până la termenul limită impus de stat avea să le aducă românilor o sumă în plus ca stimulant. Contribuabilii bun platnici s-au conformat, dar recent fiscul le-a dat o veste trăsnet. Ministrul Finanțelor a anunțat și zilele acestea că pregătește o amnistie fiscală în luna mai, redenumită restructurare financiară. Guvernul va ierta de datorii în principal companiile publice care au datorii mari către stat ca să le salveze de la închidere. Măsura li se va aplica și datornicilor din privat. Pe mine mă interesează să dăm o șansă marilor companii publice pentru că acestea, în anii care urmează, nu vor mai putea fi susținute de către stat așa pe diverse căi. Dacă suntem un guvern responsabil, iar eu zic că suntem, trebuie să acționăm în acest fel și anume, luăm o companie de stat, ștergem penalitățile, dobânzile, rămâne doar ajutorul de stat și facem o analiză financiară pentru acea companie. Rămân mai multe întrebări. Companiile care au plătit corect taxele și impozitele și companiile care au plătit penalități și dobânzi pentru întârziere, care au dus la dublarea sumelor, ce ar trebui să înțeleagă? Că legea se aplică doar unora și ei au fost prostiți de către statul român? Mai pe românește, dragii mei telespectatori, dacă îți plătești taxele la zi, ești un dobitoc. Ca să-l citesc pe Emil Bobu de la începutul anilor 90. Îți plătești, ești un dobitoc. Nu plătești, ești mecher. Și te salvează Orlando Teodorovici. Și o fac o mică paranteză. Televiziunea asta îți plătește taxele la zi de ani bune în fiecare lună, 25 ale lunii. Alte televiziuni au plătit de 7-8 ani, nu le-a executat nimeni, n-au nicio problemă. Repet, dobitocii sunt cei care plătesc. Cei care nu plătesc, scutiți de Orlando. Ca așa e viața în guvernarea PSD. Cei care plătesc sau cei care cred în ceea ce li se promite. Da? Aici asta a fost țeapa cu măsura asta. Haide, veniți, clar. Plătiți, că vă dăm o reducere. Dăm. Da. Iar da. Țeapa cealaltă cu declarația unică, iartă-mă, dar o văd cu ochii minții că am trăit-o pe propria piele. Nu mă că m-am grăbit neapărat să-i dau 5% lui Teodorovici discotecarul. Dar m-am grăbit să-mi iau de o grijă și m-am dus să fac toate cele pentru înregimentarea online. După care, la 3 zile, o săptămână, după ce primesc toate confirmările, mă duc frumos la ghișeu acolo, la sector, la ANAF, să o rog pe doamna domnișoara aia să-mi spună și mie în sistem dacă se împerechează cât cred eu că am dat cu cât crede statul. Ca să nu greșim. A buvnit o râsul pe femeie la ghișeu, oameni buni, când i-am spus. Doamne, zic, mă găsiți? Nu, domne, cum să vă găsim în sistem? Păi zice, când ați depus? Acum 2 săptămâni, domnișoară, sau doamnă? Acum 2 săptămâni. Hai, domnule, ce veniți dumneavoastră peste vreo lună, două și vedem atunci dacă vă găsim. Păi eu de ce am venit, domnule, să mă predau? Mergeți, domnule, stați de liniștit. Asta e discuție, jur, pe piele. Au cheltuit 10 de milioane de euro pe ghișeu.ro, sistemul informatic al ANAF-ului, da. Intri acolo, zici că e cine știe ce site, nici la NASA n-au așa ceva, cu butoane, butonere, link-uri, dai click pe toate și ele sunt moarte în păpușoi. Dai de 100 de ori link și click și rămâi cu click-ul. Click-ul în buzunar, asta e realitatea. Despre asta vreau să vorbim aici. Despre cum își bat joc de țara, despre cum e cu băncile, cum era cu aia, cu luatul de la bănci, cu lăcomia de la bănci, că de fapt a luat de la clienți când se ducă aia și își plătesc ratele zi de zi și rup părul din cap. Despre aia care, cum a fost cu luatul de la cabli și de la telefonii, de 2 luni de zile vin facturile și la cablu și la telefon mărite, direct pe persoană fizică, nu vrei să o plătești, asta e, ți taie cablu. Deci asta sunt realitățile României, nu că facem noi dreptate, că sute de mii de români abuzați, justiție, realitatea României se va testa în câteva zile, o să mergeți să vă faceți cumpărăturile pentru sărbătorile pascale, o să mergeți în piețe, o să cumpărați produse tradiționale și o să vedeți cât vă costă viața în guvernarea PSD. Franzela e 1,20 lei, era 80 de bani și vă dau 10 de genul ăsta de comparații. Da? Asta înseamnă realitatea. Da, benzina, motorina, astea sunt, uitați-vă cât erau acum 2 ani și cât sunt acum. Acoperă suta aia de lei diferența asta, numai ce v-am enumerat eu, dar dacă le facem la tablă aici, la aia ne rupem părul din cap care cum mai avem, știi? Asta e, ce să facem? Mergem înainte. Noi, Terheș, România reală, da, să comentăm chestiuni economice, da, repet, ministrul de finanțe, ați văzut știrea, da, invită contribuabilii de bună credință să meargă, vor primi un beneficiu că îți plătești taxele la timp, de fapt înainte, da? După care spune, domnule, nu, e o păcăleală. Nu că nu vă dau reducerea.
Eu îi scutesc pe aia care n-au plătit, pe datornici îi scutesc, nu pe tine care ești de bună credință. Ăsta este un sistem echitabil? Ascultându-vă aici, n-am plătit, sunt plecat de atât timp din țară, nu mi-am plătit taxele niciodată în România, pentru că n-am avut niciun venit în țară, va fi de acum încă. Abia aștept să văd și eu exact cum e sistemul acesta despre care vorbiți. Însă, poate ar fi momentul ca să se strângă toate partidele la masă și să vină cu propunere, de exemplu, astfel încât populația să-și plătească taxele fără să mai meargă pe online și după aia să meargă la ANAF, pentru că multă lume spune lucrul acesta. Ce vă pot spune din Statele Unite, de peste 16 ani fiind acolo, n-am avut interacție niciodată cu cineva echivalentul ANAF-ului, de exemplu. Și cum vă plăteați taxele în Statele Unite? Pur și simplu mergeai la o persoană care îți făcea taxele, mergeai cu cecurile care la sfârșitul anului ți se dădea de la locul de muncă o hârtie cu ce venituri ai avut, grosul, da? Pe care l-ai făcut, cu brutul, ce taxe ți s-au scos în cursul anului, dacă ai avut anumite deduceri fiscale, ălea ți se scad din brut și după aia vezi cât ți-e netul, dacă ai plătit mai multe taxe, statul american îți dă înapoi. Dacă nu plătești înapoi, e foarte simplu. Dar lucrul acesta se face fără implicarea directă a statului. Evident că uneori, prin sondaj, de exemplu, dacă anumite deduceri pe care le introduci par a fi prea mari, știu, te ia aleatoriu la rost, de exemplu, trebuie să dovedești toate deducerile pe care le-ai făcut. De 16 ani n-am avut o astfel. E o soluție elegantă. Noi de ce nu putem face? Domnule Terheș, știu că n-ați fost în România în ultima perioadă. Da. Domnule Terheș, statul ăsta a cheltuit zeci de milioane de euro pe sisteme informatice, pe tot felul de chestii, cum discutam aici cu Dan Bucura, și nu funcționează nimic. Pentru nu că înțelegeți. De ani de zile, nu funcționează nimic, nici la ghișeu, nici online, de ani de zile nimic. Vorbim numai despre justiție, când sunt atâtea lucruri care preocupă. Noi vorbim, dumneavoastră vorbiți, nu te rești. Dumneavoastră sunteți la PMP, nu? Da. Reprezentantul dumneavoastră a refuzat să facă parte, numai o secundă. Reprezentantul dumneavoastră a refuzat să facă parte din Comisia de Modificare a Legii de Justiție. Mesajul nostru, care avem o majoritate solidă în Parlament, este să ne adunăm transpartinic și să găsim formula pentru fiscalitate. Acum ați modificat dumneavoastră legea fiscalității. Ce să ne adunăm noi transpartinic? Cu majoritatea aia, dați aceste bonusuri, care nu sunt bonusuri, că raportându-le la inflație, numai de acolo, fără alte măriri, este clar că sunt anihilate. Și vă spune mai departe, ați ajuns până și să luați banii de la primării, să le obligați să plătească în locul statului ce plătea până acum statul, asistența socială. Adică pentru persoanele cu disabilități, i-ați omorât pe primar și au configurat bugetul, iau acum banii de la investiții și dau statului ca să plătească înapoi ceea ce era obligația statului. După 3 luni de zile în care guvernați și economia duduie. Dom'le, interesant, astea pentru sunt că realitățile. În călătorile pe care le-am făcut prin țară și în întâlnirile pe care le-am avut, vă spusesem la început că am vorbit și cu primar PNL. Mă rog, sunt unii care mă contactează. Oamenii sunt înnebuniți la nivel local de această dezbatere care există în momentul de față pe toate televiziunile cu privire la justiție, pentru că nimeni nu mai vorbește despre problemele curente pe care le au. Dar vedeți ce bine era să lămuriți legislativ cu fiscalitatea de care acum ați făcut vorbire, cu asistența socială cu cei cu dizabilități, cu spitalele regionale, da, cu rezolvarea problemei medicale și a sănătății în toată țara, iată, s-a murit de rujeolă, s-a murit de meningit. Acum se moare de meningită, e alt focar, deci parcă suntem în evul mediu. În loc să vă preocupe într-adevăr problemele astea, de infecții nosocomiale nota și de nosocomiale, așa mai departe. Păi da, a fost pe nu timpul președintului Băsescu, dânsul a făcut analize. Numai o secundă, 70.000 de persoane au murit sau mor anual din cauza infecțiilor nosocomiale. Și e vorba despre un raport al administrației prezidențiale din 2008. Pe care să dați vina, nu e vorba de a da vina. Vedeți, domnule Gorghiu, de 2 ani dumneavoastră din opoziție faceți scandal pe justiție? Potoliți-vă! Nu e vorba de a da vina pe cineva. Puneți tema justiției pe masă. În afară de justiție, da, poate aveți dreptate și sigur aveți dreptate că trebuia să insistăm și pe partea de economie și fiscalitate. În România, PNL a avut un proiect. Acum un an de zile am propus ca acel comportament fiscal corect să fie premiat. Că așa face orice țară europeană. Te comporți firesc cu statul, îți plătești în avans dările la stat, ești premiat de stat printr-un procent, așa cum spune Dan Bucura, 5% sau altfel de procent.
acel proiect a fost copiat de domnul Teodorovici, din nefericire constatați că din diverse motive, lipsă de profesionalizare, credință, nu e aplicat. Degeaba facem apel, hai să ne așezăm noi factorii de decizie din toate partidele politice la masă, pentru că în realitate acest dialog nu mai funcționează. Oamenii ăștia, l-ați auzit și pe Florin Iordache astăzi în comisie, tirania votului, avem majoritate, vă supuneți, îi trimitem și citesc pachet legile domnului Iohannis, le va trimite înapoi odată, în rest avem majoritate, facem ce credem. Dar revenind la domnul Teodorovici, corelat cu acest proiect pe care îl aveam și care a fost refuzat spre a fi pus în aplicare, de ce nu vorbim de amnistia fiscală? Vorbește de când este ministru de această amnistie fiscală care încurajează un comportament neprincipial din punct de vedere al cetățeanului care trebuie să-și plătească taxele și impozitele. Nu știu ce se întâmplă, că la două săptămâni iese, după două săptămâni uită de proiect. Toate aceste mesaje care nu eu arată... Eu am o explicație, dar continuați-vă ideea. Nici predictiv... Da, eu nu, eu sincer nu mai am explicație Gorghiu. În privința domnului Teodorovici, mi-e greu să-i mai explic ceva. Păi vă dau o explicație. Asta este informație de grad zero, pentru că dacă eu știu că peste trei săptămâni se dă această amnistie, astea trei săptămâni... Ai grijă să faci lucrurile. Bineînțeles. Păi știu ministrul finanțelor asta face. Înțelegeți? O anunță din două în două săptămâni. Dar doamna Gorghiu, mare o aberație. Acum se leagă de diaspora. Dom'le, prea sunt libertini românii ăștia care lucrează în diaspora. Trebuie cumva să-i legăm de glie și să le limităm la 5 ani permisul de muncă în afara țării. Și mai apoi să vină, dom'le, să muncească în țară, că noi nu mai avem aici bani, ci trebuie cumva PSD-ul să trăiască, trebuie să aibă ce cheltui. Deci acestea sunt premisele de acare, acum recent, de 2-3 zile, a declarat domnul Teodorovici, că e prea mare huzurul diasporei, domnule, în afara țării. Ce e asta? Să-i relegăm de glie pe șerbi, pe iobaci, cum era în Evul Mediu, că nici măcar de sorginte comunistoidă nu mai poți să le zici că sunt, dacă pun problema de maniera aceasta. Dar unde-s, domnule, preocupările pentru autostrăzi? Tot aud de parteneriat public-privat și că va dudui autostrada de 180 de kilometri când n-ați făcut de când e PSD-ul la guvernare. Dar unde sunt preocupările legate de ce se întâmplă în educație, cu haznalele din fundul curții, școala? N-ar trebui astea să constituie subiecte? Și chiar ne preocupă transpartinii pe toți. Dar nu aveți niciun fel de preocupare, nicio proiecție validă care să o supuneți dezbaterii publice pe aceste teme. Da, domnule, dați de la replică, mai avem un minut. Da, sunteți greșit. Am fost în întâlnire pe care am avut, cel puțin din zona Ardealului, locul unde m-am întâlnit cu foarte multă lume, s-a ridicat problema autostrăzii. Am venit la București, m-am întâlnit cu ministrul Răzvan Cuc al transporturilor, am ridicat problema autostrăzilor pentru că doream să știu care e stadiul construcției autostrăzilor și dacă există blocaje, mai ales în ceea ce privește alocarea fondurilor europene. Și dânsul a spus în felul următor, vino cu mine pe autostradă să vezi exact la fața locului ce se întâmplă. Am fost pe lotul de autostradă Iernut-Chețan și am descoperit următorul lucru. Firma care face segmentul respectiv mi-a spus că avem sute de locuri de muncă în momentul de față disponibile și nu avem români în această zonă pe care se angajăm. Oare de ce? Vă spun de ce. Pentru că foarte mulți au plecat în afară. Aduceți-i cu forța înapoi, domnule. Nu trebuie să-i aduci cu forța. E suficient. Bumbești-Livezeni. Puneți-i să lucreze la autostradă. Păi despre asta pentru că pe același lot de autostradă lucrează asiatici, de exemplu, din Vietnam și din Bangladesh, cu 1400 de euro pe lună, cazare asigurată, 3 mese pe zi. Eu îi întreb pe cei care se uită la noi astăzi. Cei care lucrează afară sau care poate sunt departe de zona respectivă n-ar veni să lucreze pentru 1400 de euro pe lună? Bună vedeți, întrebare. Despre aceste lucruri nu se discută. Pentru că avem un reprezentant al PMP... Vine campania cu siguranță. Păi nu, dar mulțumesc pentru că sunteți vinovat. Mulțumesc, nu mai avem timp. Pauză, urmează lumea lui Ban și o seară bună, numai bine.